Să sperăm că printre pască, cozonac și alte bunătăți de Paște mai intră și un clip de la mine. Și astăzi vin cu un anti-haul pentru că mi s-a pus mie așa pata dintr-o dată că aș vrea să mai vorbesc cu voi despre lucruri pe care nu mi-aș da banii. Cel puțin la momentul actual și chiar o să încheiem apoteotic prin a vă arăta un produs pe care deja îl am și am să vă explic de ce nu am să mai dau în continuare banii pe acel brand, ca să nu zic produse similare. Dar de amorul artei, astăzi o să începem cu fashion, pentru că de fapt clipul ăsta a fost inspirat de un articol care mă bântuie, care este peste tot în ultima vreme, mi se pare mie, pe Instagram, atât în versiunea originală, cât și în versiunea copiată, fake-uită și răsfake-uită, sau cum vreți voi să-i spuneți. Și este vorba despre acești pantofi care erau de altfel foarte populari în anii 90. Și dacă vă aduceți aminte de clipul meu cu trenduri, știți că sunt foarte multe trenduri care se reiau din anii 90, dar nu asta ne interesează, ci faptul că sunt odioși. Au fost odioși la vremea lor acești pantofi. Lucru pe care eu nu-l înțelegeam când eram mică, mi se păreau senzaționali. Acum mi se par la fel de odios și mie, cum îi considera toată lumea în anii 90. Și este vorba despre, dacă nu v-ați prins, despre acești pantofi de la Versace, care Versace a dat cumva tonul cu acești pantofi. Cred că ei au început anul ăsta, chiar că ei au scos și după aia au început și celelalte case de modă și după aia au fost luați și pe piața de High Street și acum sunt în versiune, în toate versiunile posibile, cu baretă, fără baretă. Ideea este de acel top imens, gros, mare, foarte chunky, așa, și cu acea talpă imensă, foarte mare. Mă duce cu gândul într-un fel la Spice Girls, acest tip de păpuc, ca să fiu arteleancă până la capăt, dar din păcate este ceva ce eu nu. Cu toate că sunt mică și probabil ați spune, a, păi tu ești mică de înălțime, poți să porți așa ceva? Nu, sunt foarte urâți. Din simplu motiv că sunt butucănoși, sunt mari. La fel ca și în cazul adidasilor, mă rog, pantofilor sport ăia mari, sunt foarte, 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 foarte mari și foarte grei și îți dau foarte multă greutate, adaugă foarte multă greutate în zona aia unde glezna ar trebui să fie subțire, unde totul ar trebui să fie așa. Deci nu, eu mă voi ține la distanță, ba mai mult versiunea originală de la Versace, stați așa să dau sub poza ca să vă arăt, versiunea originală de la Versace vine și cu botul pătrat. Adică două lucruri absolut odioase. După ce că sunt ei urâți de felul lor, mai au și botul pătrat, ceea ce mi se pare cumplit. Dacă vă interesează, cei de la Versace costă vreo 5600 și ceva de lei, cam așa, 1000 și ceva de euro. Dar, da, nu i-aș purta nici să mă plătească cineva. Dar aminte să dau eu bani pe ei. No way! Continuând în sfera de accesorii, un lucru pe care cu siguranță în viața asta n-am să-l port sunt aceste bentițe care tot așa vin din anii 90, sunt reînviate. Știți, este foarte ciudat cum ai crescut într-o perioadă în care aceste trenduri erau în vogă și erau ceva senzațional și erau wow, sunt trendurile momentului. Și după niște ani, când mai îmbătrânești, redevin la modă chestiile astea. Deci este foarte, foarte ciudată senzația, nu știu cum să vă explic. Cei care sunteți mai tineri, cu siguranță nu vă puteți raporta la ce zic eu acum, dar cele de vârsta mea cred că știți la ce mă refer, că este foarte ciudat să vezi chestiile astea care în anii 90 veneau tot așa în toate versiunile hidoase, poate nu chiar atât de hidoase ca acum, aceste bentițe, dar nu. În primul rând, repet povestea, eu am căpățâna foarte mare, am căpățâna mare, deci am port L la băști, pălării și așa mai departe. Sunt undeva între M și L, ba chiar L-ul câteodată mă strânge, depinde de brand. În rest, sunt XS peste tot, da? Deci sunt un fel de ED, eu, da?
Și chestia asta nu face decât să-mi accentueze capul. Acum nu spun că toate sunt urâte și nu spun că tuturor le stă rău. Sunt fete, într-adevăr, cărora le stă super bine cu asemenea bentițe. Am văzut fete cărora le stă bine, dar mie personal îmi stă odios și nu o să le port. Adică nu știu de câte ori m-ați văzut voi pe mine cu accesorii în cap și în păr. Da? Tocmai pentru că încerc să evit să atrag atenția asupra dovleacului meu uriaș, cum îl descria și mama când eram copil. Prin urmare, mă țin la distanță și cu siguranță niciodată în viața asta nu voi cumpăra. Acum, între noi fie vorba, veniți mai aproape, între noi fie vorba, mi se par absolut odioase alea care au pietricele, smărălduțe, uțe, știți, după ce că este asta, așa, astea de catifa, de exemplu, mi se par ok, dar alea care au tot felul de aplicații, alea chiar sunt odioase. Deci încercați să aveți grijă la ele dacă le purtați. Așa. Apoi, următorul lucru de care m-am legat și pe care niciodată nu cred că îl voi purta în viața asta și sper să mă mențin pe linia de plutire cu mansarda, astfel încât să nu-mi treacă prin cap să port așa ceva, sunt acele rochii de tip bodycon, sau rochile Kardashian, dacă vreți să le spunem așa. Să ne înțelegem, există mai multe tipuri de rochii bodycon, da? Există niște rochii bodycon clasice, timeless, gen cele pe care le purta Marilyn Monroe. Alea sunt altă discuție, da? Astea sunt genul ăla de rochii bodycon care se vede că-s dintr-un material super subțire, așa de ăla de jersey, de licra, o chestie din aia care este sintetică, așa, care se emulează pe tine și pe lângă asta pare că transpiri în chestia aia. Se vede cumva și ieftin, fiind materialul la subțire, care se adună, care, nu știu, n-are structură, n-are Dumnezeu, n-are nimic. Se vede cumva și foarte ieftină. Deci am găsit aici o versiune de-a lui Kim K, deși sunt foarte multe, adică nu trebuie să ne cramponăm la una singură, la un singur exemplu, care, din nefericire, mai are și cut-out-uri, mai are și bucăți din alea de material tăiat, știți, care lasă pielea la vedere în anumite locuri. Asta mi se pare extrem de vulgare. Este cel mai elegant mod prin care pot să spun treaba asta. Mi se par foarte vulgare genul ăsta de rochii, pentru că ești practic tu toată băgată acolo în sufletul omului, știi? Adică nu mai lași loc de imaginație, nu mai lași loc de interpretare, nu mai lași loc de visat, nu mai lași nimic. Te bagi, te arunci pe tavă peste tot. Da, ești acoperită de o pânză, de un material, dar se vede totul prin materialul ăla. Se văd inclusiv porii pe care îi ai pe burtă de la materialul ăla. Lăsând la o parte faptul că acum, cum am zis, vin cu tot felul de decupaje, cu tot felul de chestii care lasă pielea la vedere și practic de tot foarte multă vulgaritate, foarte multă nu știu, lipsă de eleganță, de clasă. Kardashian cele în sine sunt cunoscute, sunt renumite pentru faptul că au făcut din lipsa asta de eleganță un trademark și lumea se ia după ele. Ele știu chestia asta și o fac intenționat, dar noi nu trebuie neapărat să ne luăm după ele, știți? Iar eu cu siguranță nu voi purta genul ăsta de bodycon, că sunt, v-am spus, sunt anumite rochii bodycon care vin foarte bine, care sunt din materiale mai structurate, sunt acele rochii mulate tip bodycon, care sunt elegante, care sunt frumoase, dar nu astea. Ce e mai rău și mai rău la genul ăsta de rochie este să fie cu partea de sus atât de cupată, să lase, să aibă decolteu sau să lase totul la vedere după ce că se mulează pe sân și pe fund și pe toate cele, să mai fie și scurtă. Vai, deci nu. Nu, așa ceva cu siguranță n-aș purta, chiar dacă, spre exemplu, uite, mi s-a spus că eu aș putea să port așa ceva pentru că sunt și mică, sunt și slabă și mi-ar pune fundul în evidență, că eu nu prea am fund, și mi-ar pune fundul în evidență. Nu mulțumesc, n-am nevoie să-mi pun fundul în evidență în așa fel. Hai să mergem către make-up și vom merge către Sephora și o să despargem gheața cu noua paletă, noua descoperire de la Anastasia Denona, paleta asta cu pastel, nu știu cum se numește, nu mai știu.
E una, n-aș da banii pe ea, este nouă, este apărută, nu știu, de vreo lună, mai puțin chiar, cred, o lună, două maxim să aibă pe piață. Nu, e, după cum vedeți, machiajul meu s-a redus foarte mult în ultimii ani, nu mai am chef de experimente, nu mai am chef de lucruri din astea, nu mai am chef de chestii foarte, nu știu, sclipicioase sau foarte pastelate sau foarte colorate, nu mai fac culori de genul ăsta, nu mai por culori de genul ăsta, prin urmare este un big no for me. După aceea avem această paletă de la Tatcha, care Tatcha este un brand foarte frumos, o respect pe ea ca artist, îi respect munca, respect ideea pe care o are în ceea ce privește make-up-ul și ceea ce vrea să facă în industria cosmetică și într-un fel a revoluționat. Tatcha în sine a revoluționat puțin industria cosmetică, mai ales pe partea de skincare, dar asta e altă discuție. Însă, paleta asta este aproape 400 de lei, nu știu, este ceva de genul, este cam aproape același preț cu aia de la Natasha Denona, care și aia oricum e destul de scumpă. Sunt 6 farduri în paleta asta și e vreo 500 de lei sau ceva pe acolo. Iertați-mă, dar nici dacă aș fi magnat imobiliar sau dacă aș face trafic cu petrol, nu mi-aș da banii pe 6 farduri. Ok, sunt frumoase, deși personal nu prea le văd, adică nu prea văd ce combinații ai putea să, mă rog, se pot face combinații, nu zic că nu, dar nu sunt nici niște culori pe care să le port în fiecare zi să zic că mamă, mor și da, dau 600 de lei pe palet, pe 6 nuanțe doar așa, pentru că da, știu că asta este într-adevăr o paletă pentru colecționari. Arată foarte bine, este foarte frumoasă, farturile sunt de calitate, le-am testat și eu, sunt de calitate. Asta este mai degrabă o paletă pentru cei care colecționează astfel de produse, care vor neapărat să aibă astfel de produse, care, oh, dacă nu am ceva de la Tatcha, dacă nu am paleta asta în colecția mea, mor. Înțeleg aspectul ăsta, dar așa, over random, să-mi o cumpăr eu în condițiile în care nu mă mai pasionează fardurile atât de tare, no. Tot la aceeași categorie intră și noua paletă, sau cred că e nouă, cel puțin așa apărea pe site-ul de la Sephora la noutăți, de la Anastasia, se e ceva cu Celes, cu ceva cu universul, cu ceva cu modelele celeste, nu știu ce, nu am uitat cum se numește, o să vă scriu pe ecran în orice caz. Frumoasă, la fel, dacă ești make-up artist, dacă îți place să te joci cu culorile astea, dacă îți plac culorile astea turbate și le folosești, dacă, nu știu, dacă e pentru tine e ok, dar pentru mine nu e. Și cu siguranță pe aceleași considerente ca și cea de la Natasha Denona, cu toate că aia e mai potolită, aia e pastelată, asta este turbată rău. Pe aceleași considerente n-am să cumpăr și n-am să-mi dau banii pe ea. Încă niște produse de care mă țineam să vă zic de la Sephora sunt paletuțele astea care sunt aniversare sau, mă rog, le scot ei ocazional. Eu am avut și am avut mult timp palete din astea și mi-am dat seama că nu sunt de o calitate foarte bună, adică pigmentul lor, și am observat în timp, m-am mai dus în magazin și le-am tot testat, pigmentul lor nu este tocmai ok, adică decât să dai banii pe o paletă din asta, care nu e scumpă într-adevăr, nu știu, setul ăsta de 4 paletuțe era, nu știu cât era pe site, erau și niște reduceri când am luat eu pozele, deci nu pot să mă bazez neapărat, dar nu erau foarte scumpe, dar decât să iei o paletă din asta care ca pigment nu-ți dă foarte multe, mai bine aștepți reducerile și ții una de la Huda, din aia mică. Sunt mai bune alea, sau au o calitate mai bună, da? Deci astea sunt low, low, low quality maxim. Încă un accesoriu pe care nu l-aș pune, tot pe ideea de ceva ce revine, ce a reînviat, ceva ce mie, efectiv, mi-a terorizat copilăria, sunt aceste scrunchie-uri, aceste chestii de prin părul, care sunt foarte populare acum și, Doamne, toată lumea moare după ele că nu-ți agresează părul și nu-ți face nu știu ce. Mi se par odioase. Iertați-mă, dar mi se par odioase. Știu că sunt utile, le știu, le-am înțeles utilitatea de când au apărut prima dată în anii 90, dar și atunci mi se păreau, copil fiind, mi se păreau odioase. Am avut câteva, nu zic că n-am avut, că am testat și eu apele astea, dar nu mai trebuie. Nu, în continuare mi se par odioase și nu
No way. Mergând tot pe ideea de noutăți și de chestii turbate, la Notino am găsit această paletă care cred că e de la Makeup Revolution. Nu știu cum mi-am luat eu pozele aici, le-am luat destul de random. Da, pe aceleași considerente nu mă mai tentează chestiile astea turbate, nu mă mai atrag. Prefer decât să dau banii pe o... chiar dacă nu e scumpă paleta asta, decât să dau banii pe o paletă din asta turbată, mai bine cumpăr altceva. Nu știu, un spray de fixare, un ruj... ceva de skincare mai ok, mai, Doamne ajută, adică, da, un alt aspect, un alt lucru pe care nu o să cumpăr și eram tentată să cumpăr și eu chestiile astea, sunt aparatele astea de masaj, care, mă rog, au niște forme destul de dubioase și vin în diferite forme și zic ele că fac diferite chestii. Aparatele astea de masaj, unele sunt cu tot felul de vibrații, cu nu știu ce, am și eu unul, nu e aici, e în optieră, ceva mai ieftin și nu merită să dați o căruță de bani pe ele pentru că nu fac mare lucru. Dacă vreți neapărat ceva eficient și de asemenea e super accesibil, luați-vă o guașă. Mult mai eficientă și nu vorbesc de cele cu microcurenți, atenție, ăla de cu microcurenți de la Foreo e cu totul altceva. Deci nu de ăla vorbesc de astea care au fix forma asta dubioasă și sunt rolere practic pentru masaj. Sunt niște role cu care îți faci tu masaj. Și sunt foarte scumpe cele mai multe dintre ele, le-am văzut, au și de Body Shop, am văzut unele la The Body Shop la vreo 200 și ceva de lei, 300. Sunt scumpe, sunt prea scumpe pentru ce fac și nu are sens să vă dați atâția bani pe ele. A, că vreți voi să vă faceți, să vă simțiți, nu știu, speciale, că vreți voi să dați niște bani și nu știți pe unde să-i cheltuiți, ok, treaba voastră. Dar din punctul meu de vedere, genul ăsta de dispozitive nu-și merită banii, pentru că ce... faci cu alea, poți să faci cu guașa și ba chiar mai bine. Și recomandarea mea, înainte de toate, înainte de a vă da banii pe o, din asta, să spunem că vreți totuși să vă luați un dispozitiv din asta, înainte de a vă lua un dispozitiv din asta, mai repede vă luați o guașa, vedeți dacă vă țineți de treabă, dacă vă țineți de a face masaj și dacă vă place ideea asta și de-abia după aia dați banii pe el, dacă chiar țineți neapărat. Și v-am zis, problema mea cu ei, cu aceste dispozitive, este că sunt prea scumpe și nu fac mare lucru. Dar, repet, nu e vorba de ăla cu microcurenți de la Foreo, ăla este altceva și oricum prețul ăstora cu cel de la Foreo cu microcurenți nu se compară. So. Așa, ce mai am eu pe lista mea? Mai am pe lista mea... Ah, că vorbeam de Kardashian. Tot ce înseamnă Kylie Skin sau Kylie Beauty sau KKW, adică basically brandurile Kardashian-celor. După cum v-am spus de mai multe ori, sunt atât de sătulă de tot marketingul ăsta pe care, agresiv pe care îl au și de tot, de faptul că sunt peste tot, sunt atât de sătulă de ele și de povestea lor, încât eu personal decid să nu le mai dau, să nu le dau banii mei. Adică nu vreau să-mi cumpăr nimic de la Kylie. Dacă primești ceva, asta, că se pune, mi se pune și întrebarea asta, dar dacă primești cineva ceva, dacă cineva îți face cadou o chestie din asta, din anti-haul, nu e nicio problemă dacă îmi face cadou, adică nu e o problemă. Dacă cineva îmi face cadou, nu știu, produse de skincare de la Kylie, să spunem. Dar le-aș folosi, dar altfel să mă duc eu să dau banii pe ele, nu. No way. Și ăsta este cel mai simplu mod prin care puteți să girați către anumite branduri, să susțineți anumite branduri sau nu, da? Indiferent cât sunt de mari. Eu personal v-am zis, nu sunt de acord nici cu marketingul celor din clanul Kardashian, nu sunt de acord nici cu tipologia de femeie pe care vor ei să o propage, nici cu multe aspecte pe care le denaturează ele și atunci decid din pură rațiune să nu le dau bani. Apoi. Știu că pentru asta o să-mi iau mult hate, dar, whatever, nu mi-aș cumpăra niciodată chestia asta. Și, by the way, ca paranteză, dacă vreți chestia asta, să știți că o găsiți în magazinele chinezești, nu trebuie neapărat să dați 700 de lei sau, mă rog, cât, Doamne, iată, mă, o fi benet. Am văzut că este... nu știu, este cineva care că le-ar fi adus în România și le tot vinde pe internet și nu știu ce.
Am văzut pe Instagram treaba asta și le-a tot trimis la influencer ca să facă și după aia a explodat și la noi treaba asta. Chestiile astea sunt de mult. Sunt în magazinele chinezești, le găsiți de mult timp, da? Și le-am văzut eu, nu știu, un set din ăsta exact așa ca aici, e 30 de lei sau ceva de genul ăsta. Astea fiind de unde le-am luat? De pe Douglas, așa. Acolo le-am văzut, nu că am ceva cu Douglas sau așa. Acolo le-am văzut și mi-am adus aminte, da. Deci eu, în viața vieții mele, să știu de bine că nu mai ondulez niciodată în viața asta părul, nu mi-aș ondula părul cu așa ceva. Stau singură, da? Deci să ne înțelegem. Eu stau singură și nu mă vede nimeni, dar stau și mă gândesc la ideea, nu e să stai cu un bărbat în casă, să te vadă cu chestia aia în cap și să mai dormi și lângă el. Pentru mine e o chestie așa, nu știu, e vorba și de un pic de respect de sine pe care trebuie să-l ai, că noi femeile ne-am obișnuit că în momentul în care suntem într-o relație stabilă, să apoi să ne revărsăm așa, să ne lăsăm și să apoi să ne vadă bărbatul cu toate cele, știți? Adică să ne împrăștiem din toate punctele de vedere, să ne vadă cu masca pe față, să ne vadă că ne epilăm, să ne vadă că nu știu ce. Lucruri care, ok, sunt în regulă până la un anumit punct, adică nu sunt exagerată, nu mă deranjează dacă vine și mă vede că mă spăl pe dinți. Ok, nu-i problemă, e ceva firesc. Dar de la mă spăla pe dinți sau de la mă, nu știu, da cu autobronzant sau de a purta o mască până la a sta o noapte întreagă lângă un bărbat cu așa ceva în cap, nu mă scuzați. Nu stau eu față de mine cu așa ceva în cap. Adică mi se pare, nu știu, că e genul ăla de ipocrizie pe care vrem noi să-l propagăm și este, iarăși, putem să dăm vina și pe Kardashian, că tot ele au promovat genul ăsta de ipocrizie. Adică acasă lângă bărbați stăm hamăturile, ca să citez un clasic în viață, cam opurile, și când ieșim afară arătăm bine. Mi se pare că trebuie să existe un echilibru. Adică dacă arăți bine când ieși afară, trebuie să arăți bine și în casă. Nu poți fi în casă mop și afară păpușă. Știți? Și de aia pentru mine genul ăsta de dispozitive, că nu numai chestia asta cu prostia asta e acum la modă. Sunt multe chestii pe care să ți le pui ca să nu-ți mai arzi părul. Ok, nu vrei să ți-l arzi, nu ți-l ondula. Dacă înveți, că eu mi-l ondulez, astăzi nu mi-am ondulat părul, dar știți că mi-l ondulez părul, mi-l ondulez cu ondulatorul, este perfect ok ondulatorul dacă înveți să-l folosești, dar trebuie un pic de răbdare și un pic de ambiție să-l folosești, atâta tot. Doar că noi am devenit foarte comode ca femei, am devenit mult prea comode și ni se pare că este în regulă să folosim chestia aia, să ne vadă vecinii, nu știu, să răspundem la curier, așa, cu alea în cap și ni se pare, pe ce? Mi-am dules părul, ce dacă, în loc să avem un pic de stimă de sine, știți, și să folosim un ondulator care ia și mai puțin și te chinuie și mai puțin, că trebuie să stai toată noaptea, Dumnezeule, cu chestia aia în cap, eu nu știu cum puteți să dormiți cu ele, spuneți-mi și mie cum puteți dormi, că eu una n-aș putea să dorm. De două ori în viața asta mi-a pus bunica mea părul pe moațe, ea și ea treaba asta și mi-am blestemat zilele. Și acum țin minte nopțile alea când am putut să dorm. Prin urmare, nu știu cum puteți să dormiți cu chestia asta, dar whatever. Așa, și brand sau un personaj căruia niciodată în viața mea, nu brandului în sine, ci personajului, nu i-aș da banii mei, este James Charles. Și aici am pus prima lui paletă cu Morphe, dar înțelegeți voi, pentru că Douglas are produse de la Morphe, cu care n-am nimic, adică chiar vreau să-mi cumpăr niște produse de la ei, dar produsele lor, autentice, Morphe Cosmetics, nu, sau Morphe Brushes, nu colecțiile dedicate unei persoane. Să spunem în speță James Charles, nu. Deci, pe cât mi se părea de interesant puștiul ăla, că a fost o revelație la nivelul industriei de influencer și a industriei cosmetice și a fost cel mai tânăr influencer care a apărut pe revista, pe coperta unei reviste de make-up sau, mă rog, de beauty și, mă rog, au fost o întreagă chestie. A început, a avut un salt fabulos, pe atât de tare s-a degradat din punct de vedere moral, din punct de vedere uman,
pe atât de urât a evoluat el ca om și eu personal n-am de gând să-l susțin pentru că mi se pare că a sărit calul foarte tare cu foarte multe lucruri și din nefericire îi se tot iartă chestia asta, pentru că știți, în state lucrurile astea, chiar dacă este atacat și a fost atacat de-a lungul timpului, știți, și scandalul cu tati și, mă rog, mai multe chestii, chiar dacă a fost cancelled, ca să zic așa, anulat pur și simplu, de multe ori a revenit și s-au iertat toate lucrurile astea. Și chiar Peter Mann spunea la un moment dat, dacă ar fi fost o vedetă la Hollywood și ar fi fost anulat în halul în care a fost el, după aceea n-ar mai fi avut carieră. Ar fi murit de foame, adică dacă ar fi fost un actor la Hollywood. Pentru că în ceea ce privește, spun de exemplu, actorii nu se iartă lucrurile astea pe care el le-a făcut, dar la el se iartă. Și el este un exemplu foarte bun de, iarăși, de ipocrizie din asta la nivel social, care este propagată la nivel social și pe care oamenii o acceptă și pe care oamenii o înghit și chiar o răspândesc mai departe, pentru că pe de o parte este anulat, este bagiocorit, este făcut în toate felurile pentru lucrurile pe care le-a făcut și le-a spus și pe care le-a scos pe gură și care n-au nicio scuză, Doamne ferește, nu iau eu apărarea sub nicio formă. Și pe de altă parte, după o lună este iertat, adică s-a uitat totul, s-a șters cu buretele. Pe principiul ăsta e foarte ușor să trăiești, adică faci o grămadă de greșeli, jignești oameni, culturi, rase și așa mai departe și după o lună ștergem tot cu buretele și ne facem ca un uitat. Da, nu cred că e o idee bună și nu cred că este un exemplu bun și tocmai de-aia eu n-am de gând să-i dau banii mei vreodată. Și ziceam că pentru final am fizic un produs pe care să vi-l arăt, ca să vorbim de un brand căruia nu-i voi mai da eu banii mei niciodată în viața asta. Produsul ăsta o să-l folosesc în continuare pentru că l-am luat și pentru că mi-e drag și pentru că în sine la momentul la care a apărut a fost ceva revoluționar. Dar eu banii mei nu-i mai dau lui Jeffrey Star ever, ever, ever. Pe aceleași considerente. Dacă la, puștiu, la James Charles am niște mari probleme cu el ca persoană, cu Jeffrey Star mă așteptam. Adică nu m-a luat prin surprindere caracterul lui și nu m-a luat prin surprindere ce face și nu m-a luat prin surprindere toată manipularea de care dă dovadă și așa mai departe. Adică mă așteptam cumva și am ghicit caracterul și mă așteptam să fie genul ăsta de om, având în vedere, nu știu, copilăria lui, lucrurile prin care a trecut, bullying-ul și așa mai departe. Mă așteptam să fie așa și mă așteptam să fie o persoană ranchiunoasă, să fie o persoană rea, să fie o persoană manipulatoare, să fie o persoană care speculează foarte mult situațiile și așa mai departe, dar am ajuns într-un punct în care nu mai pot cu el, în care am zis gata, stop. Salutare. Nu. Nu mai vreau să-l susțin și nici nu-l mai urmăresc pe nicăieri, nici nu m-am mai uitat, cred că de aproape un an de zile nu m-am mai uit la clipurile lui și nu m-am mai uit nici ce a lansat, ce a făcut, nu mă mai interesează, nu vreau să mai știu de el, pentru că tot timpul vine cu scuza, am învățat din greșeli și după 10 minute repetă greșeala. Și o repetă la modul nu că a repetat-o pentru că nu și-a dat seama că a repetat-o, ci o repetă să vede clar că o face intenționat. Și încă un lucru care mă deranjează foarte tare la el este că încearcă din răsputeri înainte de fiecare lansare, indiferent că lansează un băț de chibrit, că lansează o dischetă de vată sau orice, el încearcă să facă scandal ca să aibă trafic și după aia se laudă cu traficul pe care îl are. Da, uite cât am vândut eu, da, uite ce trafic am eu. Nu, tu nu ai trafic din vânzările tale și pentru că ți-ai atras oamenii, ci ai trafic doar pentru că îi manipulezi într-un fel pe oameni să vină să se uite la lucrurile pe care le faci tu. Și așa cumva le atrage atenția. Paleta asta, Blood Sugar, la momentul la care a apărut, într-adevăr, a fost o revelație la nivelul de make-up și de-aia am să păstrez, pentru că a fost printre primele palete, el zice că ar fi prima, nu, hai să nu credem, a fost printre primele palete care a venit cu ambalajul puțin altfel, adică turbat, nu știu, care nu te duce cu gândul la o paletă de make-up clasică. Când o vezi așa, dacă nu știi că e paletă de make-up, nu te gândești la ea că e paletă de make-up. Te gândești că e o casetă, te gândești că e orice altceva, da?
A fost printre primii care a făcut chestia asta. Este frumoasă, nu este nimic de zis, este interesantă, culorile sunt foarte bune, fardurile sunt excepționale, deci fardurile lui și cu fardurile lui tati au fost cele mai bune farduri ever pe care le-am încercat. Ale lui tati chiar sunt un pic mai bune decât ale lui, dar sunt foarte bune fardurile, foarte rezistente, foarte pigmentate, n-ai nevoie decât de foarte puțin, se blenduiesc excepțional, sunt minunate fardurile, deci nimic de reproșat din punctul ăsta de vedere, calitatea din punctul ăsta de vedere, jos pălăria. Dar el ca persoană și știți că eu eram într-un timp, și cu documentarul ăla, până m-am prins eu că de fapt documentarul ăla a fost tot așa o formă de manipulare, a durat, da? Deci nu, eu lui Jeffrey Star personal nu-i mai dau banii, cu Jacqueline Hill încă mă mai gândesc. Jacqueline Hill încă nu m-a convins să o abandonez de tot, încă mi se pare simpatică, adică încă mi se pare că undeva în străfundul sufletului ei, deși ea, la fel și ea, aplică foarte multe din tacticile lui Jeffrey Star și nu numai, încă mi se pare că undeva în străfundul sufletului ei este încă destul de sinceră și destul de ok ca om, dar Jeffrey Star nu. Deci, da, din păcate, genul ăsta de oameni care ajung pe niște culme așa înalte fac ca lumea să se uite foarte urât la întreaga industrie de genul ăsta, fie că vorbim de influencer, fie că vorbim de cosmetică. Genul ăsta de evenimente, genul ăsta de oameni strică reputația cam tuturor din industrie și e valabil și la noi în România. Facem una o dudă, suntem toți băgați în aceeași oală. Dar asta e situația și asta e viața și depinde doar de noi să ne diferențiem de restul lumii. Astăzi, în fize, aș vrea să spuneți voi pe ce nu vă mai dați banii, pe ce aveți de gând să nu vă mai dați banii, cum vi se par produsele astea, dacă voi le-ați cumpărat sau le-ați cumpărat deja sau le-ați încercat sau vi se par geniale și merită să mă încalc pe principii și să le iau. Și de asemenea nu uitați să vă abonați, să dați un like și un share la clipul ăsta dacă v-a plăcut, să aveți niște zile minunate în continuare, vă pup, veniți și pe Instagram și ne vedem în următorul clip. Ciao! Thank you.